În ajun de 8 martie, angajatele de la penitenciarul din Băți au avut parte de un concert dedicat acestei sărbători. La serbare au participat și deținutele. La final de festivitate, femeile au primit flori. Милая моя, розы аромат, не сравнить с тобою. Serviciul unei sute penitenciare este o activitate specifică în care ar trebui să predomine răbdare și corectitudinea în luarea deciziilor prin ajutorul, curajul și suportul din partea colegilor, conducerii. Putem trece prin multe dificultăți și care ne ajută să ne fie mai ușor activitatea în instituția dată. De mai bine de 7 ani, Alina Bujac activează în penitenciarul din Bălți. Femeia spune că s-a regăsit în această profesie, chiar dacă este grea, este specifică și interesantă. Aici am avut ocazia să cresc profesional, să-mi dezvolt abilitățile profesionale de orice fac, ceea ce îmi place foarte mult. M-am regăsit, pot să spun că chiar. Pentru mine personal, pe o dată și cu sosirea primăverii, este această sărbătoare. La fel, numai emoții pozitive. Aici avem ocazia să ne felicităm rudele, mamele, bunicile. Angajatele au fost felicitate și de colegii de breaslă a instituției. Să le urez multă sănătate, fericire, dragoste și niciodată să nu dispară zâmbetul de pe față. Și să le mulțumesc pentru gingă și atenție și tandresă oferită în fiecare zi. Vă felicit cu ocazia zilei de 8 martie, dragi doamne. Zâmbetul femeii este fericire, zâmbetul femeii este simbolul iubirii, zâmbetul femeii este o adevărată recompensă pentru un bărbat. Dragi colegi, vă felicit cu ocazia sărbătorii, zâmbiți mai des, încălziți această lume cu iubirea și frumusețea voastră, fiți fericite și iubite. Mai mulți foști deținuți, acum reprezentanți ai Bisericii Evangheliste din Bălți, au venit cu cântece și cuvinte de susținere pentru femeile private de libertate. К моему стыду скажу, что я был в местах лишения свободы. И вы знаете, многие люди, так мы устроены, эти люди имеют, и Бог дает им шанс, дает надежду. Я этой надеждой воспользовался, я благодарю Бога, у меня есть сегодня есть семья, я нормальный член общества. În penitenciarul numărul 11 din Bălți activează 32 de femei, iar alte 26 de femei sunt private de libertate.